Celebrarea celor 20 de ani de existență a filialei județene a cadrelor militare, aflate în rezervă și în retragere, a avut loc astăzi într-un cadru festiv la Drobeta Turnu Severin. Cu acest prilej s-a hotărât la nivelul comitetului filialei să depunem coroane în memoria celor decedați, de asemenea un sobor de preoți al episcopiei a prezentat un scurt tedeum. Urmează partea a doua, în care se va prezenta un raport cu principalele activități ale filialei. Armata a fost pilonul principal pe care s-a bazat România și în timpurile străvechi, dar și de la primul război, al doilea război mondial și în economie după aceea. La eveniment au participat autoritățile locale și reprezentanței Ministerului Administrației și Internelor. În memoria eroilor neamului s-au depus coroane de flori la monumentul dedicat acestora. Generalii, oamenii armatei, dintotdeauna m-au impresionat cu determinarea domniilor lor și cred că sunt exemple bune pentru tineretul nostru. Ne-au învățat dintotdeauna și noi trebuie să învățăm pe tineri că poporul român și-a scris istoria. Vreau să le zic la mulți ani colegilor mei care sunt în rezervă din Fundația Decebal. Este un eveniment important pentru această fundație că împlinește 20 de ani. Noi, Poliția de Frontieră, am venit să depunem o coroană pentru eroii grăniceri și eroii care au făcut România mare. Mă bucur că am putut să fiu alături de cadrele în rezervă și retragere. Am fost impresionat de modul frumos cum au depășit anii și de solidaritatea care i-a caracterizat în organizarea acestui eveniment deosebit pentru orașul nostru. Filiala județeană Decebal a cadrelor militare aflate în rezervă și în retragere a luat ființă în anul 1991.